suntem acum la competiție și iată vlogul de azi, un pic o să arăt cum este competiția de taekwondo organizată de Federația de Taekwondo ITF Contemporan. La competiție suntem în jur de... Cerea 2 la coborul roșu, Frăfceanu Valentina. De 230 de sportivi, de 16 echipe. Și iată aici puteți vedea, avem 4 covoare, așa sunt. Frumoasă, toate amenajate bine. În sala sportivă de tenis a Federației de Tenis. Raioane, 237 de sportivi, foarte frumoasă prezență la competiția aceasta și așa mă rog ca să crească totdeauna activitatea asta. Dar în același timp este o vreme foarte grea, pentru că copilăria voastră nu știu cum este lipsită de bucuriile elementare care le-a avut copilăria noastră. Cum? Iată, am văzut că mulți din voi nu puteți să vorbiți unii cu alții, pentru că voi stați numai pe telefoane. Sau dacă cineva din voi vrea să vorbească cu colegii, nu poate vorbi, că stau numai pe telefon. Dar comunicarea, când vorbim noi așa unul cu altul, asta aduce cea mai mare bucurie, cea mai mare împlinire. Și atunci când vorbim noi unul cu altul, atunci avem și o minte sănătoasă. Dacă nu vorbim unul cu altul și stăm numai în telefoane, suntem în pericol să ne pierdem mințele. De aceea, dragi copii, eu mă bucur că voi ați venit aici, pentru că aici instructorii vă învață cum să comunicați unul cu altul, cum să zidiți relații unul cu altul. Fericirea unui om vine din relațiile pe care le are cu alți oameni. Nu din telefon, nu din mașină, nu din nu știu ce, vine din relația pe care o are cu alții. Și iată, voi ați ales bine, ați venit la clubul acesta, ați venit la federația aceasta, unde voi sunteți învățați cum să zidiți relații cu oamenii. Și așa se face totdeauna, zidiți relații cu oamenii. Domnul Iisus Hristos a spus că toată învățătura lui Dumnezeu se rezumă la două porunci. Să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. De aceea, asta e un alt motiv pentru care voi bine ați ales să veniți aici. Pentru că aici sunteți învățați să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Și noi insistăm mult la aceasta și vom insista și mai mult, pentru că vrem să ajutăm generația voastră să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu și numai decât vrem ca voi să învățați, să-L iubiți pe aproapele. De aceea, continuați să perseverați mai departe în tot ceea ce învățați voi, nu cedați. Știu că la școală voi vedeți un cu totul alt contrast. Iată, ieri, de exemplu, am auzit că la școală, la copii, a devenit foarte cool, funny, cruta, cum zic ei, ca toate lucrurile să le faci pe dos. Iată, de exemplu, a devenit foarte cruta pentru elevi să vină la profesor și să spună: eu nu știu, puneți-mi doi, deodată vine. Nu s-a închipuit așa ceva altădată. În mod intenționat să refuze să învețe bine, atunci când cineva face un lucru rău, tot să-l aplaude, să-i strige bravo, dacă înjură un profesor, să-i strige toți bravo, dacă primește o notă de 2, să-i strige toți bravo. Asta este o minte perversă. Eu tare mult mă bucur că voi ați venit aici și voi nu vă potriviți la lucrurile astea. Voi învățați lucruri bune, voi sunteți luptători, voi sunteți campioni, căutați să învățați lucruri bune. Și de aceea și la colegii voștri să le spuneți tot așa. Și după proști nu vă luați niciodată, nu vă potriviți la nimic. Voi învățați lucrurile bine și invers. Atunci când se întâmplă lucrurile astea în prezența voastră, voi spuneți-le la colegi: asta e rău, nu fă așa ceva, fă bine, că dacă îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, atunci îl oprești de la rău. Nu-i bați din palme atunci când el face prostii și porcării, nu faci asta. Dacă îl iubești pe aproapele tău, atunci îl oprești și spui: stai, nu fă bine, nu fă rău, fă binele, fă așa, că așa trebuie să faci, fă ceea ce-i bine. Dragi părinți, acum vreau să mă adresez la dumneavoastră. Eu mă bucur tare că dumneavoastră v-ați adus copiii aici, continuați să-i aduceți și să știți că noi aici vrem să le oferim mai mult decât doar
să învățăm așa mișcarea, sau mai mult decât un loc unde ei pot să alerge, să împlinească ceea ce lor le lipsește. Alergatul care l-ați avut dumneavoastră pe toloacă, unde v-ați jucat în fiecare zi, și noi aici împlinim asta. Nu, noi aici le oferim mai mult. Noi vrem aici să îi învățăm pe copiii dumneavoastră să devină oameni, oameni adevărați, într-o lume în care, v-am zis, lucrurile toate se întorc de andoaselea. Noi depunem foarte mare efort pentru asta, ne bucurăm că dumneavoastră i-ați adus pe copii, dar trebuie efortul să-l facem împreună. De aceea tare mult vrem ca dumneavoastră tot ceea ce învățăm noi să sprijiniți mai departe, să împingeți mai departe, să catalizăm mai departe, ca lucrurile să meargă împreună, să facem o bună echipă. Și atunci când copiii dumneavoastră, să zicem de exemplu, nu învață, sunt mai slabi la învățătură sau ceva, vă rog foarte mult, nu-i opriți de la antrenament. Hai veniți mai bine și vorbiți cu instructorul, că instructorul are și el pârghiile lui. Știi instructorul cum să vorbească, cum să facă, dar nu așa ca să-i opriți, pentru că oprindu-i să vină la antrenamente, le puteți face mai rău. Mult mai rău și nu veți avea succes nici în învățătură, nici în altele. Atunci când este o problemă, când vreți să ajutăm să-l învățăm, că noi toți depunem același efort, veniți și vorbiți cu instructorul. Noi știm, noi căutăm cum să lucrăm împreună, tot să le facem bine la copiii dumneavoastră, să-i creștem așa încât să fim fericiți pentru ei când ei vor crește mari, și dumneavoastră și noi, să ne bucurăm pentru ei, și când ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, să vedem că nu ne-am trudit și nu ne-am ostenit în zadar, dar am depus un efort și avem pentru ce ne bucuram. Dragi instructori, vremurile totdeauna au fost grele și slujba voastră, slujba noastră totdeauna a fost grea și puțin apreciată. Cu câștigul care îl aveți voi din grupele pe care le conduceți, cu greu acoperiți unii cheltuielile ca să ajungeți la locurile de la țară, acolo unde voi predați. Vă confruntați cu multe, multe nevoi materiale. Și acum vine o vreme grea când posibil și mai greu va fi să vă confruntați. Da, Dumnezeu a fost credincios și nu v-a lăsat pe nimeni. N-am rămas nimeni într-o parte. Ne vom depune efort, vom face totul ca să fim toți împreună și să lucrăm toți împreună și să trecem și prin criza aceasta. Însă vă rog foarte mult să nu cedați nimeni din voi, pentru că voi îndepliniți un rol nemaipomenit. Voi completați un gol care este în societatea noastră. Societatea noastră lipsește tata. În societatea noastră lipsește rolul bărbatului model. El lipsește. Nu vreau să se simtă cumva vreunul din bărbații prezenți în sala asta ofensat. Nu, că nu vă privește pe dumneavoastră. Dumneavoastră vă îndepliniți rolul. Dar sunt foarte mult. Faptul că sunteți azi aici înseamnă că vă îndepliniți rolul. Dar uitați-vă în jur. Câți copii cresc fără tată? Tata nu-i. Numai mama. Se scoală, e cu mama. Toată ziua e cu mama numai. Se duce la școală, din tot colectivul de învățători, poate 1, 2, 3 învățători sunt bărbați. Mai mult nu mai sunt. Toți sunt femei. La grădiniță, femei. La școală, numai femei. Foarte mulți bărbați, după ce vin acasă seara, nici măcar nu stau cu copiii ca să-și facă slujba cea mai importantă, să-i sfătuiască, să-i învețe, să-i ajute, să le dea direcție. Dar învățătura unui bărbat este foarte importantă pentru toți, nu numai pentru băieți, și pentru fete. Trebuie să fie o balanță. Și iată, în societatea noastră nu avem balanța. Și, dragi instructori, voi ați devenit tați pentru foarte mulți, cred că sunteți conștienți de asta. Asta e mai important decât orice bani, orice am putea noi să realizăm, orice competiții, orice medalii, orice. Că noi putem să împlinim rolul de tată pentru cineva, să-l conducem pe cineva bine, să crească, să-l ajutăm să crească, să ajungă la Dumnezeu, să-l cunoască pe Tatăl Ceresc și să aibă, să primească un model frumos de tată. Ei, iată aici, în federația asta, sunt astfel de oameni. Sunt oameni care trăiesc la o înălțime morală înaltă și noi urmărim după asta și nu permitem la unul care s-a compromis moral, noi nu-i permitem ca el să poată să mai continue a învăța pe alții. De aceea, dragi părinți, din nou mă întorc la dumneavoastră, vreau foarte mult să vă rog ca să-i ajutați pe instructorii aceștia. Este bine când îi ajutați pe copiii noastre ca să poată achita, dar suma aceea care o achită, cred că ați înțeles că este foarte mică, ei nu pot face, noi mică pentru că vrem să ajungem la toți copiii, la toți vrem să ajungem. Dar dacă dumneavoastră aveți posibilitate să ajutați,
să contribuiți așa ca oamenii ăștia să fie încurajați, să poată continua mai departe a face ceea ce fac, mai ales că vine vremea asta grea. Bine veți face și Dumnezeu să vă ajute. Dacă aveți capacitate economică să sponsorizați mai mult clubul sau grupul sau federația, vă invit să o faceți, pentru că noi toți facem un lucru deosebit de important. Haideți acum să ne rugăm toți împreună pentru toate aceste lucruri și așa voi încheia. Spune, spune.